Rugăciunea împărate ceresc, disciplina religie, cultul ortodox, clasa a șaptea. Să citim rugăciunea împărate ceresc. Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dădătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Amin. Ca să ne rugăm, rostind-o pe de rost, trebuie să o înțelegem. De aceea o voi explica. Ne adresăm Duhului Sfânt într-un mod asemănător începutului rugăciunii domnești, Tatăl nostru care ești în ceruri. Îl numim împărat ceresc pentru că el este adevăratul împărat al lumii, iar cerul este tronul lui. Iisus a spus apostolilor într-una din zile, Eu voi ruga pe Tatăl și alt mângâietor vă va da vouă ca să fie cu voi în veac. Iată de unde Sfânta Biserică numește Sfântul Duh mângâietor. El este lumina care luminează pe tot omul ce vine în lume, aflăm de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Fiind mângâietor, el ține aprinsă speranța atunci când suntem în necazuri și în nevoi. Domnul nostru Iisus Hristos îl numește Duhul adevărului. Din crez știm că Duhul Sfânt a grăit prin proroci, pregătind lumea pentru primirea Mântuitorului. A insuflat Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție. Duhul Sfânt este peste tot, El este cu noi mereu, este atot prezent, este pretutinderea de față, ca să fie rânduite toate după voia sa cea bună. El ne dă Harul Divin prin Sfintele Taine și slujbele Bisericii. Duhul Sfânt sfințește oamenii și întreaga natură, întreaga lume. El ne înnoiește și ne luminează continuu prin har. Cuvântul vistier înseamnă cel care are în grijă bogățiile țării. Era în vechime un rang la curtea dumnească. Prin harul divin, Duhul Sfânt dăruiește credincioșilor darurile sale. La Dumnezeu, Sfântul Duh, sunt toate comorile adevăratelor bunătăți. Sănătatea, înțelepciunea. Noi primim toate din visteria Duhului Sfânt. După cum spune crezul, Duhul Sfânt este dădător de viață. Participă la crearea lumii și o umple de viață. Domnul a spus, Duhul este cel ce dă viață. Duhul Sfânt, prin slujbele bisericii, se sălășluiește sau locuiește în sufletele noastre cu scopul de a ne ajuta. La Evanghelia Sfântului Ioan scrie, Duhul vine în ajutor slăbiciunii noastre. Îl rugăm să-și afle casa și în sufletul nostru ca să ne apere de rele și necazuri. Cerem să îndepărteze de la noi păcatele și dorim să obținem iertarea. Sfântul Duh este prezent și activ în noi cu Mântuitorul prin Sfintele Taine, ajutându-ne necontenit în lupta noastră hotărâtă împotriva patimilor. A mântui înseamnă a salva, a face pe cineva sănătos. Duhul Sfânt, fiind bun, ne ajută să ne însănătoșim sufletul, să avem puterea de a dobândi viața veșnică. Amin. Așa să fie. Rugăciunea împărate ceresc este adresată Duhului Sfânt. Face parte din rugăciunile începătoare. Se rostește la începutul slujbelor religioase. Identificați denumirile atribuite Duhului Sfânt în rugăciunea împărate ceresc.
Împărat ceresc, mângâietor, mântuitor, Duhul adevărului, Mesia, vistier, sfințitor, creator, bun, Tată ceresc, mângâietor, dădător de viață. Citiți răspunsurile corecte. Identificați cererile din rugăciunea Împărate Ceresc. Să se sălășluiască întru noi, să ne dea viață, să ne curățească de toată întinăciunea, să ne mântuiască, să ne sfințească. Citiți răspunsurile corecte. Dacă ați răspuns corect celor două cerințe, ați putea să rostiți împreună cu mine rugăciunea. Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Amin.